România este un punct strategic important și în privința faptului că avem scutul american de la Deveselu. Și mulți ne întreabă, recunosc că ne scriu la redacție, cum ne ajută acest scut de la Deveselu și practic de ce rachete ne protejează? De, de ce atacuri ne protejează, în primul rând, scutul de la Deveselu? Scutul de la Deveselu este un uh, totalmente defensiv, este un instrument totalmente defensiv, Sigur că am fost acuzați de Rusia că ar fi a fost numai propagandă, că ar fi posibilitatea de a-l transforma și în ofensiv. Nu are legătură cu, cu Rusia acest, acest. Este un element important pe flancul NATO, dar nu este îndreptat împotriva Rusiei. Și din acest punct de vedere pentru a ne proteja, de exemplu. De posibile agresiune avem nevoie de alte baze și de alte forme de scut pe care NATO le are în, în, în vedere în strategia aceasta. Pentru că NATO, uneori ne întrebăm și mă întreabă jurnaliștii dacă noi suntem pregătiți până vine NATO să ne sprijine. Nu trebuie să vină, NATO este aici. NATO apără flancul estic și din Spania și din Mediterana, unde sunt. Importante forțe ale NATO. Ați văzut un mare crucișător al Franței, Charles de Gaulle, care este în vecinătate și care poate să treacă rapid la misiuni de patrulare de poliție aeriană de asemenea toate, tot ansamblul care există în Europa se poate concentra în acest moment. Deci nu este nevoie în mod spațial așa să concentrăm noi aici bază lângă bază și scut lângă scut pentru că spațiul României este apărat. Nu există o posibilitate în acest moment. Nu există informații legate de faptul că ar fi un atac la adresa României. Asta Dacă... ar însemna un atac la adresa NATO. E un atac la adresa NATO și așa ceva nu și-ar putea permite nici Putin nici un regim în acest moment ar fi un dezastru mondial, nu se poate imagina acest lucru, dar este foarte bine să fii pregătit pentru ce este mai rău. Vedem, iluzia lui Putin este reconstrucția mamei RSS. Rusia a fostului RSS, unde... Aproape că, cel puțin pentru această fază, a reușit să-și marcheze cumva teritoriul despre care era vorba. Nu o, Un război asupra Europei, asupra NATO, este deja foarte complicat dacă ne uităm, și din punct de vedere economic, și din alte puncte de vedere. Dacă vedem starea armatei în acest moment, chiar dacă putem spune că în Ucraina. A venit Putin doar cu o parte din forța existentă pe care o are Rusia, totuși, dar dincolo de asta, eu zic că noi nu trebuie să ne îngrijorăm, dar trebuie să ne pregătim. Asta este o chestiune care este importantă.